Calendarul și proiectul de metodologie pentru înscrierea copiilor la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2024-2025 au fost făcute publice de Ministerul Educației. Potrivit anunțului oficial, procesul de reînscriere pentru cei care au mai fost la grădiniță va avea loc între 10 și 14 iunie, în timp ce părinții care își înscriu copiii pentru prima oară vor avea perioada 17 iunie-5 iulie. De la anul școlar precedent este important de menționat că grupa mijlocii a devenit obligatorie la grădiniță. Etapa de reînscriere care se desfășoară între 10 și 14 iunie vizează copiii care au frecvent unitatea de învățământ în anul școlar curent și au opțiunea de a continua și în anul școlar următor, așa cum este exprimat printr-o cerere scrisă de către părinți sau reprezentanții legali. Pentru unitățile de învățământ cu grupe la nivel antepreșcolar se permite reînscrierea copiilor de 3 anii din grupa mare, de la creșă în grupa mică, de la grădiniță, în limita locurilor disponibile și în ordinea descrescătoare a vârstei. În cazul în care părinții solicită acest lucru, în cazul în care cererile depășesc numărul de locuri disponibile, departajarea se va face prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare menționate în metodologia cadru de înscriere a copiilor în unitățile de învățământ preuniversitar. Rezultatele reînscrierilor vor fi afișate pe 14 iunie, la ora 14. Prima etapa procesului de înscriere pentru copii care nu au mai fost la grădiniță începe pe 17 iunie și se încheie pe 5 iulie 2024. Acest interval include colectarea cererilor și procesarea acestora în trei faze, cu afișarea rezultatelor la 5 iulie ora 14. Etapa a doua procesului de înscriere desfășurată între 8 și 15 iulie se concentrează pe ocuparea locurilor rămase libere după prima etapă. În baza cererilor noi depuse de părinți. Ministerul Educației a programat și o etapă de ajustări în perioada 19-29 august, destinată înscrierii copiilor care nu au fost acceptați în primele două etape sau care nu au participat la acestea. Rezultatele finale și repartizarea copiilor în unitățile de învățământ vor fi introduse în sistemul informatic integrat al învățământului din România până la data de 9 septembrie ora 16.